Sâmbătă de la ora 12, echipa de fotbal antrenată de Aurelian Despa a întâlnit ASG Gloria Băneasa, clasată pe locul 3 în campionat. Meciul juniorilor a dat startul acestei confruntări începând cu ora 10. Sâmbătă, CSM Gidia a jucat împotriva ASG Gloria Băneasa pe stadionul central Iftimiei Lisei din Megidia și echipa de juniori și cea de seniore a CSM Gidia s-a impus în fața adversarei, scorul final fiind unul favorabil pentru gazde. Am bucurat spectatorii printr-un joc bun, mai ales în repriza a doua. Chiar dacă prima repriză jucătorii de la Băneasa ne-au dat o replică foarte bună, au condus, i-am egalat la o lovitură de colț, o lovitură de cap foarte bună a lui Dugaru. Pe finalul reprizei am avut o lovitură de pedeapsă, din păcate am ratat-o și am menținut echilibrul ăsta până la pauză. După pauză zic eu că jocul a curs în favoarea noastră, au apărut ocaziile. Este un obicei pe care n-aș vrea să-l avem de a rata foarte mult. Lucrăm foarte mult la antrenament aspectul ăsta și pe final am câștigat, zic eu, meritat prin golurile lui Dogaru și a lui Ciobanu pe final. Meciul de sâmbătă disputat pe stadionul central Iftimiei Lisei din Megidia a continuat seria victoriilor obținute de CSM Gidia în etapa 11-a Ligii a 4-a de fotbal a județului Constanța.